Hățu, Johnule, story time cu Mac Bang în el de foame. Suntem la Pizza Hut, așa cum am spus în daily vlogul de acum câteva zile. Și am hotărât să comandăm ceva așa mai bogat, ca să avem timp să și vorbim, să și mâncăm, să ne și distrăm. Începem cu o porție mică de ribs, te rog frumos, da? Barbecue sausage. Cred că barbecue sunt mai bune. Ce mai bune? Cu cartofi la alegere, avem chips sau pai? Ăștia mișto, așa, ia uite, foicioarele astea, hăți. Bun, felul 2. Odată cu astea vrem o pizza supremă, super supremă. Și cred că vreau să mai adăugăm ceva la ea. Stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai aici, un pic. Aici sunt cu primul, aici. Nu, vreau să văd ce are mai întâi. Cubulețe de carne de vită, cubulețe de carne așa. Peperoni, șuncă, ciuperci, măsline. Punem și ceapă, te rog frumos, pe ea. Are ceapă. Așa, stai un pic. Brânzică are? Mai are de toate, mă, ce să mai. Așa, nu vreau bacon, că nu-mi place. Vreau și o porție de astea mică. Da. Și desert, când o fi să fie, waffles. Ați încercat ăsta peanut butter în mod. Bine, Johnule, hai, dă-ne peanut butter ăsta. Uite cum arată, ești nebun. Wow. Super, super bun. Și de băut vreau 3 freșuri fără gheață, te rog, de portocale. De portocale? Da, 3. Da. Deci avem o jumătate de pastă barbecue cu cartofi chips, o super supremă mică subțire, o porție de aripioare, un peanut butter și 3 freșuri de portocale. Yes. Da. E ok, da? Da. Hai că am luat și ceva calorii pentru prânzul ăsta, Johnule. Așa, de încălzire. De încălzire, exact. Pentru Johnule ne-au ajuns doar 2 ori între felurile de mâncare. Asta nu înseamnă că nu ne pregătim deja. Trebuie să facem mezamplasul. Abia după ce va fi masa gata, începem să povestim. Până atunci, este cu și despre așezarea în pagină. Uitați-vă ce frumos se face totul, da? Pentru că trebuie să ai loc să mănânci tot. Asta ne mâncăm cu mâna, Johnule, ne bat în joc. Să ne aducă și aripioarele și cred că dăm drumul. Păi, cam așa arată mukbang-ul nostru. Nu este ciocănitor, din păcate, pentru că suntem pe sol nemișcător. Avem pizza supremă mică, exact cum am comandat, aripioare, hâți, Johnule, ribs, porție mică, niște sărăcioară, dar eu nu mănânc salată, asta nu-mi place. Ah! Usturoi cu smântână, Doamne, cum miroase. Și cartofiuri ăștia care sunt atât de frumoși încât abia așteaptă să fie mâncați în timp ce povestim de una despre alta. Ideea e în felul următor. Vreau să începem acest story time vorbind despre alimentația asta mea, care pare, evident, din vlog, că este bazată numai pe junk food și numai pe mâncare grea și bogată în calorii. Trebuie să vă spun un lucru. Mănânc foarte bogat din punct de vedere caloric. De ce? Pentru că am, putem să începem să și mâncăm, nu? Pentru că am un metabolism care arde grăsimile foarte repede. Nu e vorba că mă laud, nu e vorba că e o bucurie să-l ai. Ba dimpotrivă, vă pot spune fără aroganță sau chestii grețoase, știți că nu-mi plac, că să ai un metabolism care arde foarte repede nu este ușor. Eu mănânc de obicei foarte mult, întrucât îmi doresc nu să mă îngraș, ci să nu scad în greutate. Îmi este extrem de dificil să păstrez kilogramele obținute în sală pe mine, motiv pentru care trebuie să mănânc foarte mult. Nu este normal și nici nu o fac să mănânci junk food zilnic, însă, dacă organismul îți permite, mai poți să dai un pic în lături. Wow, ce frige! Apropo, când erați mici, părinții voștri făceau chestia cu suflatul în gură, deschideai gura și suflau, știi? Când frigea ceva, bă, când mă frigea, deschideam gura așa și venea mai grea. Și sufla în gură, înțelegi? În fine, nu o să mănânc acum, întrucât vreau să vă spun niște lucruri importante și aș vrea să nu se piardă printre mestecături. Există 3 tipuri de metabolism. Metabolismul ectomorf, metabolismul mezomorf și metabolismul endomorf, da? Nu știu dacă mă exprim exact ca în cărțile de specialitate, probabil că vor fi câțiva dintre voi care mă vor taxa, cei care au prea mult timp liber, să spunem așa, dar astea sunt tipologiile de metabolism și ele se bazează pe, de fapt nu se bazează, sunt clasificate după niște trăsături. Metabolismul ectomorf este cel care slăbește foarte repede, însă pune foarte greu greutate pe el, masă musculară în special. Ectomorful este cel care are încheieturile subțiri, cum sunt eu. Încheieturile subțiri, picioarele subțiri, alea de găinușă de care râd alții și care se lucrează foarte greu în sală. În același timp, ce am aflat după rana de la picior, ligamente subțiri, tendoane subțiri, deci corpul cu un metabolism ectomorf nu trebuie solicitat, supra-solicitat prea mult, pentru că el nu este făcut să ducă, da? Mai este mezomorful, despre care se înțelege din titulatură cam ce fel de metabolism este. Este cel care nu e nici cal, dar nici măgar. E undeva la mijloc. Arde normal, pune normal, adică nu pune greu, dar nici ușor. E undeva la mijloc, nu vrem să vorbim foarte mult despre mezomorf. Ajungem în schimb la metabolismul endomorf, care metabolismul endomorf este un metabolism ce trebuie foarte atent ghidat prin viață, pentru că el depune foarte repede. Și metabolismul endomorf trebuie să aibă foarte mare grijă la calorii. Aici e problema. Din câte știu eu, repet, nu sunt antrenor, vă șeruiesc niște informații pe care le-am aflat și eu pe parcursul vieții de prin sală, de pe la oameni care se mai chinuie cu chestii de genul. Un metabolism endomorf ar trebui să mănânce maximorum 2000, hai să zici 2500, cred că deja 2500 de calorii sunt multe. Cred că 2000 ok. La 1500 deja se presupune că ești pe dietă și atunci se spune că un metabolism e oarecum subnutrit. Bun, revenind ca să nu divagăm, mesele mele nebune pe care le vedeți voi prin mukbang-uri pe vlog sunt undeva, să spunem, la de 2-3 ori pe săptămână, dar o singură masă. Asta, ca să fiu sincer, să nu vă mint, pentru că știți că nu-mi place asta. E, printre mesele astea,
Nu vreți să știți cât chin este. În fiecare dimineață trebuie să faci shake-ul pe care îl cunoașteți, cu nuci, cu paju, alune, toate lucrurile, proteină, whey, fără carbohidrați. O chestie pe care trebuie să o înțelegeți este că atunci când îți asumi să ai un cheat day sau să mănânci ceva prost, obligatoriu, dacă nu înainte de masă, măcar în timpul în care mănânci, te gândești când te duci să arzi calorii, regiunile, pentru că o masă de genul ăsta, mai ales dacă metabolismul nu ține neapărat cu tine, poate fi dată jos și în 2-3 antrenamente, nici de cum nu, adică să nu cumva să aveți ideea că ne poftă suprema asta, nu mai pot. Bă, da, nu mai aduci mie un sos, stai așa că vorbesc fără sos. John, stai să ia comanda. În fine, numărul de ore pe care eu îl petrec în sală mă ajută să am metabolismul rapid. Chiar vorbeam zile trecute cu un prieten foarte bun, profesionist, în adevărat sens al cuvântului, Mihai Kipper, îl pup și îl salut, și îmi spunea că noi ăștia care suntem pasionați de fiare, zi, Johnule, vreau și un sos picant, Johnule, că pizza asta plânge aici. Picant, picant, de maioneză? Păi pentru pizza, maioneză? Nu, vreau roșu. Vorbeam cu Mihai Kipper că noi ăștia care suntem pasionați de fiare, Johnule, stăm undeva peste o oră jumătate în sală, ceea ce transformă deja antrenamentele în antrenamente de semi-cardio, nu puteți să-i spunem cardio, da? Și atunci normal că se ard foarte multe calorii. Atunci când stai în fiecare zi din viața ta, pentru că am văzut că mulți scriu la comentarii, Doamne, dar tu mănânci numai porcării, miau. Atunci când stai în fiecare zi din viața ta în sală și te antrenezi, să spunem, minim o oră jumătate în fiecare zi, organismul tău va fi ca un cuptor în care bagi lemne și le arde instant, pentru că tirajul este fantastic. Plus că nu vorbim neapărat de faptul că mergi în fiecare zi la sală, dar vorbim și de faptul că ai și un trecut de câțiva ani în spate, așa că dacă vreți să vă puteți să permiteți, că până la urmă cred că asta e întrebarea fundamentală, să mâncați ce vă doriți, asumați-vă numărul de ore necesar pentru a dilua, ca să zic așa, sau pentru a evapora caloriile pe care le îngurgitați, pentru că altfel ele nu vor dispărea. Adică nu poți să mănânci o pizza supremă, niște aripioare și niște costițe și după aceea să te culci și aia a fost ziua. Nu! Că după aceea, mersi, că după aceea ne întrebăm de ce ne îngrășăm. Cât despre mese, dacă vreți să... Ah, cum arată, Doamne! E greu să fii cu capul în două locuri. Nu mai bine să mă întorc la vorbe. Numărul de mese pe care trebuie să-l aveți pe zi este important să fie cât mai mare. Nu vă speriați. O să vă gândiți, mamă, dacă mănânc de 5-6 ori pe zi, ce am făcut? Păi da, stai puțin, mâncăm smart. Adică nu mănânci de 5-6 ori pe zi până crăpi, cum mănâncă popa. Mănânci atât cât să te saturi, nu trebuie să-ți rămână foame, dar nici să bagi în tine până nu mai poți, că vezi, Doamne, trebuie să mănânci tot ce ai plătit. Și trebuie să fiți foarte atenți ce vă recomand eu. Nu știu dacă e neapărat o chestie pe care un nutriționist ar recomanda-o, însă ce vă recomand eu este să mai lăsați fraților carbohidrați. Hidrații. Ai în farfurie, să spunem, orez cu cărniță, cu carne de pui, da? Și trebuie să mănânci masă de prânz. Presupune că ești la un regim alimentar prin care ai grijă oarecum de corpul tău, adică nu te strofoși foarte tare, dar nici nu mănânci ce a pus, ce ți iese în cale, da? E, mănâncă și tu 2-3 linguri din orezul ăla, nu trebuie să-l mănânci pe tot neapărat, că e garnitură, you know? Garnitură minscă însoțește mâncarea propriu-zisă. Adică mănânci toată carnea de pui, după care mănânci puțină garnitură. Înțelegeți ce vreau să zic? Ah, al doilea fleș de portocale, Johnule, iarăși un subiect pe care trebuie să-l atingem. Aveți foarte mare grijă, toată lumea spune, domnule, trebuie să mănânci fructe, trebuie să mănânci legume, aveți grijă la fructele care îngrașă. Sau poate dacă nu îngrașă în mod direct pentru cauza zahăr, îngrașă în mod indirect prin alte metode. Uite, spre exemplu, freșul de portocale. Portocalele au foarte multă vitamina C. Care e vitamina C? Produce foame. Wow, no good. Portocalele sunt citrice care cresc aciditatea din stomac. Iarăși, no good, că macină repede mâncărica și se face foame. Strugurii îngrașă iarăși foarte tare. Brânza îngrașă foarte tare dacă ajungem așa la alimente pe care oamenii le consumă crezând că sunt oarecum ok din punct de vedere caloric și nu sunt, pentru că au calorii extraordinar de multe. Vis-a-vis de mesele astea pe care le aveți, cel mai important este să nu aveți mese încărcate, rare și neregulate. Atunci poți să fii sigur că vei depune pe tine garantat. Dacă ai un program bine stabilit de mese, vei vedea că nici foamea nu mai va mai deveni atât de aprigă, pentru că organismul tău este setat precum cățelușul lui Pavlov, la ora cutare are masa aia, la ora cutare are masa aia, la ora cutare are masa aia și atunci știe ce l-așteaptă. Dacă vrei să mai aveți câte o ieșire în decor din când în când, cel mai simplu este, așa cum face toată lumea, să o puneți în weekend. Într-una din zile în care eu spun în felul următor, bă, dacă e cheat day, nu face ca românul până la capăt, mănânci ce prinzi în fața ochilor și nici nu te duci la sală. Fă-și tu un cheat day cu antrenament, mi se pare cea mai decentă chestie. Ai mâncat, ai rupt toată ziua sau vrei să mănânci toată ziua, să rupi, ori te duci dimineața, ori te duci seara la sală. Dar nu lăsa ziua aia fără antrenament, pentru că cheat day-ul este groaznic oricum pentru corp. Ne încărcăm, stomacul este umflat, e tare, nu reușește să digere, metabolizarea este oricum slabă și atunci totul se depune. Nu vreți să aveți zi de cheat day fără să mergeți la sală. Hai să mai îngurgităm și noi ceva.
Iarăși o chestie foarte importantă știut este aceea că de multe ori un mușchi de porc file, am mai vorbit asta în trecut, dar probabil că mulți dintre voi nu știu, de aia mă treabă, un mușchi file de porc poate fi mult mai bun, potrivit și sănătos decât un piept de pui la grătar. Puiul în ziua de astăzi oricum se prind cu tot felul de lucruri pe care le bagă oamenii în mâncare, în animale propriu-zis ca să le crească mai repede, și atunci porcul, dacă avem norocul să fie și un porc crescut mai bine, s-a dovedit a fi, dar numai mușchiulețul de porc, atenție, carnea macră, nu cu grăsime, pentru că porcul e prea gras pentru organism, mușchiulețul file s-a dovedit a fi de multe ori mai bun decât pieptul de pui la grătar. Deci atenție, că toată lumea aruncă cu noroi în porc, cu toată ironia de rigoare. Nu e chiar așa. Fiți atenți atunci când vă documentați în ceea ce privește alimentația voastră. Și acum o să vorbim un pic în mai multe direcții despre cum trebuie să vă antrenați în sală și ce trebuie să faceți în funcție de ce vreți să obțineți de la corpul vostru. Pentru că văd că aici e haosul mare. Oamenii nu prea înțeleg ce care-i treaba cu antrenamentele astea. Păi foarte simplu. Începem cu domnișoarele. Hâzionule, că este 8 martie astăzi, da? Dragi domnișoare, dacă sunteți în proces de slăbire sau obțineți și un regim alimentar și încercați să ardeți câteva kilograme, eu zic în felul următor. Încercați să combinați antrenamentele normale de fitness, efectiv, ca ale băieților, numai că, mare atenție, cu greutăți foarte mici și făcând foarte multe repetări, pentru că numai așa pulsul va crește, corpul va începe să arde grăsim, să ardă grăsim și voi veți transpira. Dacă faceți 7-8 repetări, cum vedeți la fetele care arată bine sau la băieții care arată bine sau băieții care vor să facă mari, nu veți face absolut nimic, pentru că țesutul muscular se va umfla pe sub țesutul adipos. Ba dimpotrivă, vi se va părea că sunteți și mai mari decât erați atunci când ați ajuns în sală și veți spune: "A, eu nu fac sală că mă umflu." Greșit, am auzit asta de la toate fetele: "Nu fac sală că mă umflu." Pe bune? Sala face ce vrei din tine, nu te umflu și atât. Domnișoarele care vor să slăbească, repet, trebuie să facă foarte multe repetări, trebuie să stea pe stepper/bicicletă/bandă cel puțin 45 de minute la sfârșitul fiecărui antrenament și abdomenele nu trebuie să lipsească de la niciun antrenament. Mai e ceva de precizat aici? Să nu credeți că dacă faceți 1000, deși mi-aș dori să faceți 1000 de abdomene în fiecare zi, e musai să apară acei abdominali perfecți, acele pătrățele despre care vorbește toată lumea. Nu. Este o regulă care este veche de când lumea și pământul și spune așa: abdomenul se face în bucătărie. După ce vă veți fi antrenat ani de zile și corpul va ajunge să aibă o oarecare rezistență la antrenamente și o oarecare formă atletică, atunci veți putea lucra la detalii de genul pătrățele și alte lucruri. Nu vă mai temeți de faptul că vă veți umfla. Antrenați-vă cu capul și nu vă veți umfla, veți sculpta corpul. Dacă vreți să vă umflați, e foarte simplu. Presupunem că există o domnișoară sau un băiat, un domn slab, care vrea să ia puțină greutate pe el, pentru că, să fim serioși, sunt și foarte mulți oameni care sunt complexați de faptul că sunt slabi, da? Mers la sală, mâncat un pic peste apetitul pe care l-aveți, în sensul că pot exista mese care să umple programul de mese fără să vă fie poftă de mâncare. Eu de multe ori, pentru că sunt ectomorf, mănânc forțat și oamenii din jurul meu știu asta, adică mă pun la masă și spun: "Bă, nu mi-este foarte foame, dar acum trebuie să mănânc niște proteină, pentru că știu că e nevoie ca eu să cresc acolo muscular." Dacă vorbim de cineva slăbuț, ca să nu ne mai legăm de sex, cum vă spuneam, mesele trebuie să fie oarecum forțate, nu e o rușine, doar că trebuie să aveți grijă să nu vă vină înapoi, iar antrenamentul în sală trebuie să fie cât mai scurt, o oră, o oră și un sfert maxim, greutăți mari, atâta cât să nu vă accidentați. Știți că eu nu sunt neapărat promotorul greutăților mari, dar numai așa se poate crește și în mod rapid, și număr de repetări mic, între 6 și 10 repetări, în funcție de greutate, când e mai mare 6, maxim când e mai decentă 8-10. Revenim de la desert. Și dacă ajungem la capitolul dulce, Johnule, aici pentru voi cei care vreți să slăbiți, situația e nasoală rău de tot, așa că puteți să faceți ceva de genul Power Away. E foarte nasol cu dulciurile, în sensul că dacă ați vrea să vă satisfaceți pofta atunci când sunteți la un regim alimentar destul de strict, pofta de dulce, glicemia scăzută, vă recomand o lingură de miere. Și aia dimineața, că cu cât e mai târziu, cu atât e mai rău. Astea ar fi așa, cam câteva chestii punctate total aiurea și alandala, dar lucruri pe care voi le-ați întrebat în comentarii și lucruri pe care eu simțeam nevoia să le lămuresc oarecum. Ideea e că dacă mai aveți dileme, nu uitați să ne scrieți jos în comentarii, din când în când mai oprim la un mukbang ciocănitor sau neciocănitor, mai mâncăm ceva și vă mai povestim câte una alta într-un story time. Nu uitați să dați un subscribe, Dorian Popa, să aflați cu felul, pentru că în fiecare dimineață de la 8 vă povestim câte o năstrâșnicie. Mai facem câte o năbădaie ca să vă așternem un zâmbet în colțuri. Nu uitați să dați un follow pe Instagram, eu sunt Dorian sau Corileb. Nu uitați să dați un follow pe Spotify, Dorian Popa, și un like pe Obostul de pe Facebook. Mergem la Somn, Johnule, avem 3 concerte în seara asta, numai cu doamne și domnișoare. De ani de zile îmbân tu visele, fantoma ta mi-agită nopțile, și am mereu același film cu noi. În mare noastră neagră, iarăși goi, ochii lag în chici, mă aruncă.